1-1, dragi prieteni, rămân fără victorie atât voluntari cât și Concordia Chiajna după etapa a doua. În prima etapă la fel 1-1, voluntari o duce din 1-1 în 1-1. E ușor bizar să-i vezi pe Arma și pe Nemeț după ani de zile de Superliga, să-i vezi în Liga Secundă, dar mă rog, asta e soarta, au și o vârstă. Goluri foarte frumoase, o să le vedem. Evident că avem multe de discutat pentru că se întâmplă tot felul de lucruri în fotbalul românesc. O să vă delectăm un pic cu declarațiile de avere ale lui Răzvan Bureanu și Gino Iorgulescu, să vedeți care dintre șefii fotbalului românesc adună mai mult în, sau au adunat mai mult în anul care a trecut și au depus declarațiile de avere. Acum câteva zile, dar au fost foarte multe evenimente și n-am apucat să dezbatem subiectul. Rapidul pare a schimba sistemul, modulul tactic, ceea ce este important de comentat și evident că la capătul emisiunii ne așteaptă meciul FCSB-ului cu Farul. FCSB care a primit o veste excepțională, o să o comentăm la rândul nostru. Va juca Daua în meciul împotriva Spartei Praga. E un sistem foarte alambicat al cartonașelor galbene în tururile preliminare. Basara Panduru, salut. Cosmin Băleanu, salut. Seara. Bogdan Cosmescu, salut, mă bucur că suntem. Bună seara. Și vreau să vedem întâi golurile. Chiar am avut două goluri foarte frumoase astăzi. Unul marcat de Carnat, un alt jucător, Pandi, pe care îl cunoaștem, da, din Superliga, și care la un moment dat promitea foarte mult, adică avea impresia că chiar poate să facă mult Carnat, dar, na. Da. Din sezonul trecut ții minte doar auto ăla pe care îl bate la CFR Cluj. Perfect! Nu? Perfect! Perfect! Perfect. Rest, nu ții minte niciun gol de genul ăsta, că ăsta și chiar e gol. Și da afară pe Poenaru, ocazia ăsta chiar e gol. Și ai Ciuciulete. Și Ciuciulete, gol frumos. Și ăsta e gol frumos, da. Bine, portarul voluntar, nu știu, cred că are 17 ani, 16 ani. Pare așa, extrem de copil, nu știu. Da, e under. E under clar, dar cred că e under 19. Cred că e under 19. Under 15. Da. Adică aș spune că e și gol de portar, dar când ai 17 ani... Da, pentru că ai mingea în mână, da. Adică o atingi. Da, când ai 17 ani, mă rog, nu știu, asta e gol de portar. Da, dar ai 17 ani, ți-e un copil. Păi știu, bun, dar tot gol de portar, că nu e vina nimănui că da. Folosește. Clasament nu scrie acolo. Parcă s-ar pune doar jumătate de gol, aș pune. Când are la 17 ani, n-ai voie să tragi așa. Păi n-ai voie să tragi așa, e 1-0,5 pentru ăștia. 1-0,5 și punctele cum dăm? Aici dă cu lată. Dar doar 2 puncte. 2 puncte, da. Pierzi ca la Polo, când pierzi la penaltiul, îți dă un punct totuși. Da. E ca înfrângerea. Deci un punct. Da, bun. Da, sunt foarte curios ce o să se aleagă de voluntari în sezonul ăsta. Bă, bani sunt. Din moment ce toți băieții ăștia continuă, Nemes care zicea, ne spunea cu lacrimi în ochi, el pleacă în Slovacia, că i-a spus soția că trebuie să se întoarcă acasă. Și văd că bine. Doar nu i-a fi făcut un sfert din salariul de primă ligă de a rămas în aici. Caz, în niciun caz. Cred că i-a mai pus, i-a mai pus un sfert. Băi, nu vreau să joc la Liga a doua. Hai, mă, nu? Da, da. Mai iau un cred sfert că așa să vedem. Pandi, cred că așa se explică. Vreau să vă întreb un lucru. Vi s-ar părea în regulă, nu știu dacă e stipulat în uite, că asta ar fi de verificat în Italia, de exemplu, dacă e stipulat de regulament că tu trebuie să semnezi două contracte. Că eu știu că ei semnează contract de serie A și contract de serie B. Tocmai pentru a proteja cluburile, eu așa știu, da? Și în momentul în care tu ai retrogradat, automat intră în vigoare salariul ăla mai mic, pentru că neavând aceleași drepturi, neavând în fine. Adică spui mie că Juventus atunci când a picat, obligatoriu, dar eu știu. Dar Juventus când a picat înseamnă că Buffon atunci au acceptat mai puțin aia care au rămas? Aia de acceptat 100%, au acceptat toți mai puțin. Da, dar au acceptat benevol. Cred. Nu știu pentru că au avut două. Eu nu știu, eu știu. Nu cred că există două contracte nicăieri în lume. Nu, ba da, la FCSB. Hai să la FCSB, da. Unde le-s desemnate? Asta e ăsta. Eu la pe un an, ăla pe zi. Să le scoți și pastea de aici. Contracte înregistrate la ligă, n-au cum. Nu există contabilitate pe lumea asta care să-ți accepte două contracte. Nu, stai un pic. Păi da, dar stai un pic, Cosmin. Că al doilea intervine doar în momentul în care e retrogradat. Tu nu poți. Ăla este... Eu știu, eu așa știam că era... O logică are ce spui tu. Eu așa știam că era la Italie. Nu vreau să greșesc. Pe de altă parte, îți dai seama că nu cred că poți să obligi jucătorii. Ce faci, mă? Eu o să rămân la Liga a doua? De ce? Semnezi sau nu semnezi? Nu cred că e obligatoriu. Asta s-ar putea să nu fie obligatoriu. Dacă vrei tu să semnezi, asta cred că da. Da, în fine, e de verificat. Să fie. E de verificat, ce nu vreau să... Că după aia, cazi Genoa în Liga a doua, ce facem? Tocmai că nu putem să-ți dăm nici banii ăștia, pentru că din drepturi vin, să zic, 100 de milioane, un exemplu. Acum mai luăm 10 milioane, n-avem cum să dăm salariile astea. Tocmai. E simplu, mă, se pune clauza, salariul ăsta este pentru Liga 1, pentru Serie A.
pentru prima diviziune. Ai retrogradat? Discutăm. Vrei să rămâi? Ăștia-s banii. Dar nu automat. De regulă greii pleacă automat. E bineînțeles, asta e altă discuție. De regulă greii pleacă. Ăștia sunt banii pe care îi primești dacă jucăm în Serie A. Punct în contract. Că nu trei rânduri trebuie să scrie. La Serie B sunt alți bani, dar nu două contracte. Discutăm, vrei bine, nu, du-te pe drum. Trebuie să lăudăm modul în care se cheltuie banii în jurul Bucureștiului. Și la Chiajna și la voluntari. Le merg McBridge. Deci pe Chiajna i-a bătut, i-a scos de pe teren la Fumațiu, echipă nouă promovată. Dar tu aduci jucători în continuu, Poenaru, care nici nu cred că a venit gratis. Oh, păi cum să vine? Că are așa zic, play-off în prima ligă. Păi aia zic. O Clinceniu. Nu are, eram noi mai mici. Ok, eram mai mici. Nu, mai mici are promovările din eram noi mai pitici. Acum mai mari puțin. Păi stai că am promovat cu, inclusiv cu voluntari. El a promovat pe voluntari în 2014. Da. Când a venit Argeș Vintilă, cred că vreo 5-6 etape. Ce interesant este că deja mai sunt puține etape. Adică 17, da, adică, trebuie acum să bagi, acum trebuie să câștigi meciuri, că nu mai... 17 etape! Păi 19 meciuri, 19 meciuri, mai multe, mă, 21 de echipe. Sunt 21 acum, s-au mărit, am uitat, s-au mărit numărul. Noi impar tot timpul, 21. Nu, mă, 22 de echipe din sezonul ăsta. Da, și 21 de etape. 21, dar nu 17. Hai să-l ascultăm pe... Da, mă, da, noi eram pe vechi, pe calendarul gregorian. Hai să-l ascultăm pe Poenaru. Este ceva incredibil, n-am mai trăit până acum în toată cariera mea, dar asta este, am pornit mai greu, suntem o echipă în schimbare totală, cu foarte mulți jucători noi, încă nu suntem omogeni, încă nu avem ritmul de joc, încă nu sunt sincronizări, traseele încă încep să se vadă, poate că la meciul de astăzi o parte din ceea ce lucrăm, să zicem că a mers, că a ieșit, dar trebuie să mai lucrăm puțin la organizare, defensiv-ofensiv și, bineînțeles, trebuie să ne începem să ne câștigăm ritm. Mm-hmm. Dar nu credeți că jucătorii care au evoluat la nivelul primului eșalon ar fi trebuit să dea avem, să arate mai mult? Că e clar că avem... Uitam la Adrian Pete, jucător la Național de Tineret, a prins o semifinală de campionat european, rezervă. Trece printr-o perioadă mai grea, așa sunt atacanții și acum vedem, încercăm și din punct de vedere mental să lucrăm la acest aspect, pentru că are nereușite și trebuie să fim alături de el, trebuie să-l încurajăm, pentru că eu cred că încă nu și-a spus ultimul cuvânt, dar totuși are 26 de ani, este un jucător care a demonstrat ceva în fotbalul românesc, a jucat și în străinătate, adică e clar că am așteptări de la jucătorii cu experiență, am așteptări foarte mari, pentru că și cei tineri trebuie să crească alături de ei și tot nu putem să creștem decât prin joc și prin rezultate. Dumneavoastră aveți obligatoriu un contract promovarea? Nu. Deocamdată, în primul rând, trebuie să creăm o echipă. În primul rând trebuie să facem o echipă care să joace un fotbal bun și ce este foarte important pentru noi ca și staff și jucătorii, să luăm fiecare meci în parte și să încercăm să câștigăm fiecare meci în parte. Este clar că toată lumea își dorește promovarea, dar până la promovare trebuie să prindem play-off. Deci e important să ajungem în play-off și apoi vom vedea ce va fi. Mulțumesc, succes! Și eu mulțumesc, doamne ajută! Voi ați înțeles dacă are promovarea sau nu? Dacă obiectiv? Se poate, bine, dacă că nu. Că nu are, da. Nu e nicio problemă anul ăsta. La anul... Eu n-am înțeles nimic. Au picat dinainte de pandemie. Și s-a pompat în continuare, în fiecare an s-au pompat sume importante. Bravo lor! De ce râzi? Ai ceva cu pompatul ăsta. N-am nimic, dar mie îmi place asta, să consum banii fără niciun rost. Eu v-am spus. Mie asta îmi place. Banul nu public. Sunt bani mulți de tot în sportul românesc. Enorm. Și atenție, nu doar în fotbal. Deci, eu azi mă uitam azi dimineață la Olimp a lămurit, are obiectiv promovarea? Nu, eu nu cred. Păi din ce a zis el, nu. Deci, nu, eu n-am înțeles. Deci el zice așa. Toată lumea își dorește. Ce, domne, nu, zice, aveți obiectiv? Nu, trebuie să construim o echipă. Păi și atunci mai? Stai un pic, toți. Trebuie să construim o echipă, trebuie să facem relații de joc, nu știu ce, în primul rând trebuie să prindem play-off-ul. Evident că toată lumea își dorește să promovăm. Deci bănuiesc că inclusiv primarul, inclusiv toată lumea. Câte echipe mai sunt acum care n-au drept? Spun eu 7. Schellenberg. 7. A rămas și Schellenberg. Reșița a primit. Reșița a primit și este în coadă de pește Corvinu. Eu nu știu dacă 7 cu Corvinu sau cu Corvinu. Corvinu primește sigur, mă. Dar deci dacă prinde play-off, îi scoate asta. Nu îndeplinește în mod normal criteriul. Nu le îndeplinește Corvinu? Nu, pentru că a început cu sezonul. Le-a amânat special meciurile, mă. Început că de-aia le-au amânat. Păi și, băi, oameni buni. Deci, ascultați-mă ce știu eu. Ia-ți. Eu știu că mai multe cluburi
din Liga a doua se vor duce la TAS împotriva Corvinului. Păi, au bani, bă, fie deci mai multe bani, cluburi din... Asta e tot? Păi eu vrei să spun ce... Deci mai multe cluburi se pun Silviu mână de la mână și se vor duce la TAS să conteste dreptul de promovare al Corvinului. Simplu. La regulament zice așa. Echipele trebuie să aibă statut de drept până la privat, data decutare. Până la data începerii competiției. Exact. Dar dacă exact așa federație. Zice, punct. N-ai... Poți să primiți la federație ce vrei tu, da. Dar nu merge. Încă o lună de acum zile. Acum se va face următoarea interpretare inclusiv la TAS. Ce înseamnă până la începerea competiției? Că de fapt asta încerca Federația Română de Fotbal. Corvinul nu ar fi până la începerea competiției, punct? Sau până la începerea competiției Corvinul. Care o să fie... Tu ești judecător la TAS. Că e simplu, frate, cum a făcut federația. E bine că sunt bani să meargă la TAS din Liga 2. Deci trebuie să pun mai multe, stai că nu, despre ce discutăm, că nu e vreo mare sumă dacă nu, se unesc astea. Pe cine pune? Că Dumbrăvița nu interesează, că nu vrea să promoveze. Acum te interesează pe toată lumea, că din 22, 8 nu au, mai rămân 14. Toată lumea pune bani. Păi toată lumea pune bani. Toată lumea pune banii ăștia 14. Și ce se întâmplă? E un campionat când în 14. Când pui bani? Crezi că voluntari și Chiajna pun bani? Pentru că tu te poți duce la TAS dacă vezi că se califică în play-off Corvinul. Dacă Corvinul nu se duce în play-off, ce mă uit la TAS? Poți să mă duc la TAS în mai. Păi nu, cum arată acum? Corvinul e aproape 100% în primele 6. Nu mă duc acum, că dacă nu mă bucur că... Nu are cum să nu primele 6. Ce v-am spus și zice regulamentul. Dar eu știu... La începerea competiției. Deci eu știu că mai multe cluburi au discutat deja varianta asta. Deci au discutat-o deja între conducători, între ei. Și cred că tuturor. Aia, păi da, le-au dat păsuire. Ok, așteptăm. Da. După colț și după aia... Era ușoară panică acolo în Elveția, că nu prea mai veneam. Nu mai nimic, nu vrea nimic de la noi. Acum, dacă strâng 3, 4, 5 cazuri, e ok. Mai ne-am dus cu gimnastică. Țineți minte că noi am discutat la început ce ar trebui să facă Corvinul. Unul a zis că se ducă în cupe, unul a zis că în campionat. Eu am zis, domne, să se ducă în campionat dacă vor să promoveze. Dă-le încolo de cupe. Unii au zis, hai că în cupe, nu știu ce. Ei s-au dus în cupe știind probabil ceva. Cercând să... Să le rezolve pe amândouă. Dar dacă ai ales cupele și nu campionatul, atunci nu trebuie să te miști. Pe ei a încurcat victoria cu Paci. Problema că credeau cu aia cu Paci. Păi ei au încurcat cel mai tare. Nu credeau niciodată. Trebuie că ei se duc în grupe. Deci eu zic că undeva prin minutul 46 ieri, când au văzut cum i-au bubuit pe aia de la Astana prima repriză, bine că am ales, bine că am ales. Începuseră să se gândească, bă, dar stai un pic că mai trebuie ăștia să ne mai amână. Nu, mai trebuie să ne mai amâne încă două etape. Nu, eu zic că nu. Că mai jucau, mai jucau încă un meci. Eliminau Astana, după aia mai jucau încă două. Aveau și la Astana, dar nu erau ușor acolo. Am zis și eu. Cine erau? După 6 de kilometri până la Astana. Bran, cred că s-a terminat 1-1. Sper să... Mai puțin că mai are turul de la Astana. Da. Nu e simplu acolo, dar mă rog. Ok. Bun, haideți că tot am vorbit de toate lucrurile. Vreau să vedeți... Declarațiile de avere și-au Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu și-au pus pe tavă, pentru că sunt obligați da? De noile legi, să-și pună pe tavă veniturile. Veniturile, conturile, absolut tot ce e. Începem cu, hai cu Gino Iorgulescu, că tot... În ordinea... Bun, deci are așa. I-au scăzut dramatic conturile bancare, da? Banii din conturile bancare, de la 276.000 de euro la 15.000 de euro în conturi. Într-un an de zile. I-au scăzut dramatic veniturile de la Liga Profesionistă de Fotbal. Nu înțeleg cum. Băi, e de întrebat asta. Nu înțeleg cum. Adică i-au tăiat din salariu? Nu știu. Pentru că diferența este, după cum mi-a plăcut, nu mi-a plăcut mie matematica, de 100.000 de euro. 20% mai puțin, nu? 100.000 de euro. 20% mai puțin. 90 ce? Da. 20% deci de la 441.000 în 2023 ajungi la 344.000. 491 de euro. Da? E o scădere dramatică, aș spune. Venituri de la Federația Română de Fotbal, vedem, astea sunt pentru comitet executiv. Că prezentele... Și ia 1000 de euro pe an? 1700 de euro. Te rog să-mi ierți, 1700. Pe an? Pe an. Păi da, mă, că tu primești un... 1000 de lei pentru ședință, zic și eu. O sumă acolo, simbolică. Eu mai am o curiozitate. Cum s-a putut întâmpla următoarea scădere? Adică? De la pensii.
A, venituri din pensii. Păi uite-te tu, dar venituri din pensii avea 33 de lei. O fi renunțat la vreunul de pensii. Păi cum? Nu știu. Renunț la pensie? S-a reangajat. Poate ai avut private și ți-ai scos bani. Da, și ți-ai scos bani. Ți-ai scos bani, acum că ai nevoie de ei. Mă gândesc că asta, da. Dacă mai am până acolo, nu mult. Și mai are venituri ca agent de vânzări. Din informații mele ale unei măcelării dintr-un oraș din Italia. Pe acolo și că are și pensia, da, ceva. Deci, așa, 9.000, de la 9.100, acolo i-au, mă rog, i-au crescut suma și vedem totalul, da, 391. Totalul e același. Nu, e o greșeală în stânga, că e 491. În stânga e 491. Okay. E o eroare în stânga, îmi cer scuze. Deci anul trecut a câștigat cu 120.000 de euro mai mult. Dar 373.000 de euro banii pe care a făcut Gino Iorgulescu în anul ăsta. Vreau să vă întreb în primul rând dacă vi se pare un salariu, adică vi se pare normal să primească Gino Iorgulescu 370.000 sau 300, cât primește, 340.000 de euro pe an de la Liga Profesionistă? Cluburile de primă ligă, exact, trebuie să fie. Cluburile de primă ligă au aprobat salariul și atunci nu cred că banii ăștia pe care încasează Liga Profesionistă de Fotbal sunt banii cluburilor. Eu cumva o asociație privată, da. Cum am stat noi aici au la masă, te desemnăm pe tine președinte, cât dorești domnul Silviu? 30.000. Vrei? Da, vrei? E mult. Ce contează că e mult sau că e puțin? De ce nu înțeleg, sincer? De la Dumitru Dragomir a preluat asta, dar înțeleg pe mine. De ce trebuie să-și declare Burleanu și Iorgulescu veniturile? Sunt la stat? E lege. Nu e obligator să fii la stat. E nu mai e publică, nu știu cum. Mi se pare o porcărie, pentru că mi se pare ok să le dai la ANAF, dar mi se pare absolut o porcărie să fie publice. E așa mi se pare. De interes public, nu știu exact. Bă, mi-așa mi se pare, că este anormal să știe toată lumea câți bani ai tu în conturi. Dar în Suedia știe toată lumea cât are toată lumea. Nu cred că știe. Ba da? E o aberație asta. Alta aberație. Ok, nu știu. Așa e în societatea suedeză. Adică e normal să știe ANAF-ul, înțeleg, ok, să dai către ANAF, să știe aia că nu furi tu cât ești. Bun, ok. Dar toată lumea să știe că spune tu, mie mi se pare nejustificat și periculos la un moment dat. Bă, chiar periculos. Dar periculos de ce? Îți spun de ce, că știe că ai 5 miliarde de euro în cont și ai copii mici care, Doamne ferește, nici vreau să mă gândesc. Nu suntem în Columbia, din fericire, suntem în România, dar se poate întâmpla oricând. Dar tu crezi că e nevoie să știe, acum, serios, tu crezi că e nevoie să știe declarația de avere respectivă? Dacă vrea cineva, vreun dement, să facă ceva, păi, ca să facă nu habar, știu, da, dacă știe că ai bani mulți. Toată lumea știe cine are bani mulți. Uite că Iorgulescu nu mai are, că a avut o fel de cheltuieli cu băiatul lui, nu vreau să intru în discuțiile astea, că nu mă interesează. Dar nu ți-ai care este motivul, au dat lege, foarte bine, nu ți-ai de ce. La privat, la stat înțeleg perfect. La stat înțeleg perfect, la privat, dar care e diferent, de ce ar fi la stat? Pentru că stați în banii noștri, pentru că îi fură, e drept și îi fură. Aici aș fură banii lui dacă îi fură, treaba lui că e chestie privată. Nici aici nu poți să-i fure, nici aici nu poți să-i fure, nici la privat nu poți să-ți fur banii. Aici, da, treaba lui. Tot ai cuiva să nu ai tăi. Da, da, ai cuiva, nu știu, mi se pare, nu știu. Ți-am zis, în Suedia, toată lumea, e transparență totală. Atenție, cu veniturile de tuturor oamenilor. Dar nu înseamnă că e bine sau că nu e bine. Nu știu, eu v-am dat un exemplu. Adică ăla știe cât câștigă casierul de la Mega Image? Da, da. Da, tu dacă te duci cu, tu de exemplu, dacă vrei să, nu-i cazul, dacă ești un om căsătorit, dacă vrei să te duci cu o gagică undeva la o cafea, da. Verifici tu acolo să vezi dacă cu cine. Ții minte aia cu Ștefi Graf, că i-a zis ăla când i-a jucat tenis, Ștefi, will you marry me? Și el a întrebat, how much money do you have? Și i-a întrebat Ștefi, a răspuns, poți să faci chestia asta. Nu știu, la noi nu e obișnuință cu chestia. Evident că nu este. Dar ție pare normal să știi cât câștigă Panduru? Da, nu mă deranjează absolut deloc. Eu nu sunt curios cât câștigă el și nici nu m-ar deranja să aflu lumea. Bun, pe mine, nu știu. Haideți să trecem la Răzvan Burleanu. Să vedeți câți bani are în cont și cât a câștigat. Și de ce vrea să rămână în continuare la federație? Și de ce ar vrea să rămână în comandat la federație, da? Normal. Deci, hai mă, nu cred, vrea. Nu, am zis și așa. În conturi bancare, i-au crescut conturile bancare cu vreo 200 și vreo 34.000 de euro în anul care a trecut. FIFA, nu la federație. Păi da, dar nu merge, că-s legate. Venituri FRF i-au crescut, veniturile. Știi ce m-am gândit? M-am gândit că și-a dat prima aia, dar nu poate să fie atât de mică prima, Bogdane. Păi stai, păi de la 71.000 de euro la 97.000 de euro? Se pare 25.000 mică? Asta e puțin, că sunt două prime. E prima pentru calificare și prima pentru că am ieșit din grupe. E logic. Păi nu, aia nu intră aici.
nu intră, că ăsta e făcut în prima parte a anului pentru... Și zici prima de calificare urmează? Nu, prima de ieșit din grupe. Venitul FRF-i salariul lui, că n-are ce să fie. Ba da, să aibă, Pandi, Pandi. Nu fie prima, de calificare. Păi da, cât are salariul? Hai să o luăm așa ca să vedem prima. Ba da, pe ăsta e salariul de viață. A crescut salariul, să pare. A, salariul, asta da. Dar stai un pic, Pandi, nu. Fără prima. Acolo nu, 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 nu. Acolo nu se... Când declarația de avere... Tu nu faci defalcat. Tu spui câți bani ai primit de la Federația Română de Fotbal într-un an. Tu nu spui am acolo înțeles. Că ăsta acolo scrie venituri FRF. Deci ce ar putea să fie astea? Salariul lui? Salariul? Poate că a primit ceva prime. Nu, poate prima că... asta de campionat european nu, are, nu intră aici. N-are cum să fie. E prea puțin. Păi, prea asta puțin cred bani. Și eu. Păi asta spun. Poate salariul e prea mare. Aici 9.000 pe lună. Tu ai văzut hârtia completată de mână sau bătută la calculator. Acolo scrie venituri FRF sau scrie venituri din salariu? Venituri Federația Română de Fotbal. Cum deci este scris acolo? Cum este scris acolo, da? Venituri de la UEFA i-au scăzut? Nu, prima de calificare și prima de euro nu are cum să fie aici niciodată. Și eu cred că e prea mică. Să zicem că salariul e 5.000, să spunem noi, da? Nu, păi nu, n-are cum să fie 5.000. Că nu se leagă nici deci așa. Salariul a fost 6.000 anul trecut, că, când a făcut 71.000 de euro. Și atunci l-a făcut 8.000. L-a făcut la 8.200 de euro. Exact banii ăștia. 1200 și îți dă 97, nu știu cât. Fără prime, că n-are cum să fie primele aici. Așa? Dar venit... trebuie să aibă 100 și ceva de mii, sigur, prime. La FIFA, FIFA nu, oferă ca lumea? E bine, nu? FIFA dă ca lumea? FIFA dă... dă gras? Da, în continuare, Gino Ergulescu este peste Răzvan Bureanu ca venit. Revenind, Silviu, că vorbeam noi înainte și Bogdan a avut o observație bună, 1000 de euro pe zi. Dacă nu e ambisect. 1000 de euro pe zi. Nu, cam atâta câștigă Răzvan Bureanu. Și Gino Ruglescu la fel. Gino mai mult. Bine că nu s-a pus în 2016 sau când a venit la federație. Păi avea 17.000 de euro. Păi, nu 17.000 de lei în cont. Când a venit, era bine să aia era declarația de avere când a venit. Da, să vedem de fapt de ce e rău. Să vedem de ce e bine la federație până la urmă. Deci el a zis că e rău? Păi nu, a zis nimeni că e rău, dar de ce e bine? Nu, e bine, dar de ce nu stă doar două mandate cum a promis la început, nu? Că a zis că două mandate problema, e suficient. Problema, păi dacă crește ăla într-una, trebuie să merge. Câte mai sunt suficiente două mandate? Federația ce face să atragă o grămadă de bani. Au avut, nu știu, 30 și ceva de milioane de euro. 41 sau 42 de milioane. El este șeful unei entități care merge brici. Nu sportiv neapărat, dar financiar. Da, acum a mers și sportiv. Brici e mult spus, a mers. Să mă un pic, cum adică nu-i brici? Să ajungi să treci, să ieși dintr-o grupă europeană? Da, ai luat o grămadă de bani, 7 milioane, să zicem, te-ai calificat, nu știu cât a fost, cât a fost primele. Mai mult. Deci ei au făcut undeva la deci, vreo... E normal să câștige bani. Mai puțin normal e la ligă. Dar acolo încoată, pe de dreptate. Alea 16 cluburi îi dau banii lor dacă vrea să-i dea 6 milioane. Acolo n-ai ce să discuți. Da, poate să-i dea 6 milioane. Nu deloc. Acolo 6 milioane poate să-i dea. 6 milioane, pan. Da. Care-i problema? Asta e atacul de noi că face exact. Declarația a fost depusă în aprilie 2024. Deci și? nu intră prima, e clar, a luat nu prima, e prima după aia, nu intră, da. Deci mai intră vreo 200 de mii. Deci trebuie să așteptăm 200 de mii să veșe grase la anul. Deci 600, 800, peste 1 milion la an. Ce zice la anul contul. Peste un milion. Contanu peste un milion. Bubuie Contanu. Atea cifroaie nu mai ai loc unde să le treci. Vorba lui Cosmescu, bagi plastic în perete și nu mai știi să citești cifra. Nu știu să citești cifra. Da, și nu știu unde e virgula. Păi nu știu unde e virgula. Unde e punctul. În lei nu-ți intră nici pe ăla, pe ecran. Are cont de euro, nu? Da, a, și zici când bagi plasticul... Bănuiesc, eu n-am, deci n-am cont în euro, niciun euro, dar... Când bagi plasticul pe rete, tot în lei, cred că... Îți dai seama la lei, cred că cred că există card de euro. Există card de euro. Da, mă, și... Dar pe bancomate de care vrei. De care vrei. Tot în lei ți-o arată, nu știu, nu știu, că n-am nicio gram card. Sunt bancomate de euro. Sunt bancomate de euro. Păi ia să ne fă, fiate, ne punem 3 euro. Ne punem 3 euro. Băi, nu că e comisionul mai buzunarul. E comisionul mai mare decât ăla, 3 euro. Dacă ai băgat... Atât s-a putut. Da, facem un cont de euro și după aia băgăm cardul și să vedem ce iese. Ok, pauză, prieteni, revenim. Ne-am întors, dragi prieteni, pe site-ul Prima Sport. Puteți afla amănunte interesante. Reacția lui Rădoi cu privire la preluarea echipei naționale. Răspuns interesant al fostului selecționer de către, evident, de către Mircea Lucescu. Cine este nou selecționer al Angliei? Aflați tot. Mare surpriză. Pe site-ul. Mare surpriză. Este. E o surpriză mare, dar hai să mergem în trend, așa. Nu spunem. Nu, dar zic e trendul din ultimul timp. Golurile rezumate... Nimeni nu poate fi mai slab decât Gareth Southgate, așa încât e un progres. O să te mire.
O să vedem. Așa, interviurile cele mai importante faze pe primasport.ro, dar și pe canalul de YouTube al Prima Sport. Găsiți acolo cele mai importante aspecte din emisiunea Fotbal Show. Toate, evident, intrați pe site-ul nostru. Ok, vreau, Pandi, să te întreb, pentru că săptămâna asta știi că a fost Vio Moldovan aici. Și s-a vorbit despre nevoia de schimbare a sistemului. Un imperativ venit de foarte sus, de la nivelul conducerii, care Lennon înțeleg că vine azi, mâine are meciul. Fanatic anunță că de fapt deja s-ar pregăti schimbarea cu 4, trecerea la un 4-2-3-1. Nu de antrenor. Edi. Da. Nu, ai anunțat Golazzo cu Edi că l-ar fi sunat, nu neapărat că s-ar pregăti. Da. Vreau să te întreb, cum găsești situația asta? Odată să-i se transmită de sus în jos antrenorului că trebuie să schimbe sistemul, și doi la mână, supunerea lui Lennon, care ieri când a fost adus aici, a fost adus ca un antrenor quintuplu câștigător al campionatului Scoției. Domne, a venit Lennon de la Celtic, care e și care edita mai personalitatea și care, că așa l-am, și da? Corect. Și adică pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Și cum ai percepe tu să asculte doleanța conducerii și să o pună în practică? Poate i-a explicat Viorel foarte bine că nu merge cu cinciul ăsta. Zic și eu, nu știu, pentru că, de fapt, ce a deranjat pe toată lumea? Ieșirea lui Viorel la interviu, nu? Când el spune, nu că dacă vrea, trebuie să vrea. Ceva de genul ăsta, nu? Da. Când vorbește de schimbarea sistemului. Nu contează dacă vrea, trebuie să vrea. Probabil că asta... asta a deranjat probabil multă lume, că de ce, domne, a ieșit și ai vorbit la televizor după meci. A discutat probabil cu el și a dat seama și Lennon că nu e bine, vede și el că nu e bine și schimbă sistemul. Altceva ce pot să cred? Nu știu. Hai să luăm un pic de distanță. Dacă lucrurile astea se întâmplă la alte cluburi, de exemplu la Becali, în curte. Ia toată lumea foc. Bă, că uite ce face Becali. Nu mai nimeni foc la Becali. Nu mai nimeni foc la Becali, pentru că știe ce face. În continuare se miră lumea uneori și în continuare se discută. Că n-are ce face, da? N-ai de ce discută. E diferență între cele două situații? Că președintele clubului îi spune antrenorului ce să facă? Da, că virulă conducerea unui club îi spune antrenorului ce trebuie să facă. Pentru că au discutat public, asta spun. De asta este probabil. Dacă ar fi discutat cu el și îi spunea să schimbe sistemul și el accepta, care era? Era vreo diferență? N-am auzit încă din partea lui Lennon să vrea să schimbe sistemul. Dar eu întreb. Poate nu schimbă sistemul. Ok, o să, evident că ne lămurim mâine seară. Asta spun. Poate nu-l schimbă, poate merge pe ideea lui. Dar el spune, eu am dreptate. Rămân la întrebare. E vreo diferență? Nu știu, asta nu trebuie să-l băgăm pe Becali în nimica. Lasă-l să facă ce vrea. Acum ce comparăm? Păi faci 2 milion de ori ceva și după aia face unul un lucru și acum spunem că nu e nicio diferență. Păi hai să zic de ce. Păi de ce e diferență? Hai să zic de ce. Pentru că, în mod normal, rapidul până în momentul de față, se pretinde altceva. A? Dom'le, noi suntem alt club, noi facem lucrurile altfel, a venit Dan Șucu, noi facem mai corect, noi avem om la scouting care vine, nu patronul nu știu ce, nu știu cum. Bun. L-a nimerit bine pe slovacul ăla. Bun. Și după primele valuri ale unui campionat, dom'le, primele valuri, da? De-abia au început aia să strige, da? 4 etape sunt. Deja conducerea îi spune antrenorului că trebuie să schimbe sistemul. Eu nu văd vreo mare diferență între un caz și altul. Dacă președintele clubului vine și spune, bă, nu mergem în direcția bună, hai să facem ceva. Cum? Sunt de acord cu tine, eu am fost aici. Mie mi se pare că se face mult prea mult caz despre ceva ce, dar nu, ceea ce nu cred că s-a întâmplat în realitate. Păi, nu ni se poate întâmpla la fel?
Domne, mai nu... ales că, după părerea mea, Viorel Moldovan, că aici a stat pe scaunul ăsta, n-a zis, domne, Lennon, vezi că dacă nu schimbi sistemul... Dar ce treabă are asta cu Gigi? Ei trebuie Gigi să câștige. Are altă problemă, spus, asta e altceva. Nu mergem în direcția bună. Președintele clubului a spus, nu mergem în direcția că bună asta e din cauza sistemului. Păi asta... găsiți care-i soluția de aia să câștigăm. Bineînțeles. Ăla o să joace 5-3-2, câștigă toate meciurile, probabil că nu mai zice nimeni nimic. Nu schimbă sistemul. Pentru că deja ai fost atenționat și știu cum e. Și când, merge prost? Când ești atenționat, urmează imediat ceva. Adică nu, asta nu rămâne așa, fă ce vrei tu în următoarele 10 etape că mergem așa. N-are nu. Cum. Când au tras un semnal de alarmă, când ți-au tras un semnal de alarmă, sau, asta nu mai merge. N-ai câștigat, ai o problemă dacă n-ai schimbat. 100% o să fie așa. Mi se pare, dar el poate ajunge și el la concluzia, stând de vorbă cu Viorel, ajunge la concluzia că nu merge. Că nu merge și că n-are jucători. Noi facem asta pentru că e Vio, nu și pentru că e fost jucător. Nu, că dacă, pentru că dacă era un alt președinte care n-a jucat președinte, tu dacă erai președinte, hai să o luăm altfel. Tu erai președinte la Rapid și vedeai că nu merge treaba. Ce îi spune lui Lennon? Băi, Lennon, dă-mă drumul cu 5-3-2 ăsta, pierdem ca proști într-una și nu... Păi, tu dai ești președinte acolo, să tragi un semnal de alarmă când vezi că lucrurile nu merg. Forță din sportiv. Ok. Și dacă stai de vorbă cu antrenorul și ajungi până la urmă la concluzia, bă, nu avem jucători pentru sistemul ăsta, dar pentru ce avem? Păi hai să vedem pentru ce avem. Pentru 4-2-3-1, pentru 4-3-3, pentru ceva, dar pentru ăsta da, n-avem. Antrenorul de ce ai pus? Nu el să stabilească sistemul de joc? Nu el să stabilească el pentru ce are jucători? El a stabilit. Păi ok, nu merge. El a stabilit și nu merge. Păi tu te pricepi mai bine decât antrenorul care stă zilnic cu ei la antrenament? Și ce ar fi trebuit să facă? Să-l dea afară și să termine. Măcar îi trage un semnal de alarmă și îi spune, bă, nu e ok ce faci. Mai problema cu data afară e milionul ăla. Dar tot o să-l dea afară. Nu știu, mai. Deci tu de data afară tot îl dă afară. Mi se pare că sunt Lennon a făcut diferite de măsură. Lennon a făcut marea lui greșeală când a venit în România. Mi se pare că are o treabă mie FCSB-ul cu Rapidul. El a antrenat la Celtic al Sport. Nu are treabă cu nimeni. A antrenat alt sport la Celtic. Mai ales că nu i-a impus să schimbe vreun jucător. L-a lăsat să se sacrifice cumva și să sacrifice rezultatele. Mie mi se pare. Da, după 3 etape, 4 etape, măi, ne, stai puțin, hai să vedem ce facem, că dacă mergem în direcția asta, nu. Da, hai să analizăm. Noi am apărat mereu antrenorii aici. Am spus că Gigi Becali greșește băgându-se pe antrenor. Aici este o situație, după părerea mea, care trebuia de mult analizată. Nu ți se pare normal că face echipa la Sile, echipă. La Gigi la face echipa mereu și schimbările la pauză. Ce vorbim una cu alta? Ce treabă are una cu alta? N-are nicio treabă una cu alta. Trebuie, nu să nu-ți pierzi o să ajungem și la Rapid așa mai târziu. Asta poate o să fie ceva. Dar nu acum. Acum nu e așa. Dar tu dacă ai fi fost antrenor la Rapid și ai fi auzit că președintele spune într-o emisiune că trebuie să schimbi, nu neapărat Vio, bă, orice președinte și la orice club că trebuie să schimbi sistemul, tu ție ți-ar fi ok? Dar și dacă nu mi-e ok, eu pot să fac ce vreau eu, da, să merg în continuare pe sistemul ăsta și ei să mă dea afară, că e simplu. Și jucătorii, ce zic? Că jucătorii, tu auzi, deci antrenorul... Asta e normal să vină Petrila, deci Petrila e normal. Viorel Moldovan să zică ceva, nu e normal, e normal Petrila să vină. Vine mâine Lennon, sau vine noaptea asta Lennon, da? Vine în țară și mâine îi anunță pe jucători, bă, jucăm în continuare sistemul ăsta. După ce jucătorii au auzit că trebuie, din partea conducerii, că trebuie schimbat sistemul. Jucăm în continuare, e ok? Dar normal că e ok. E ok, bine, dacă e ok, e ok. Eu păi, stau și mă întreb altceva, dar de ce să nu fie ok? El merge pe 5-3-2, nu-l interesează ce zice conducerea. El zice, dați-mă afară dacă nu vă convine. Fac cum vreau, eu cum cred eu, m-ați pus pe mine, lăsați-mă să fac cum cred eu. Dar dacă merg în continuare în rău, din rău în mai rău, și nu se întâmpla nimic, și nu venea nimeni și zicea nimic, nu ne întrebam noi după aia, mă, dar nu-l trage nimeni de mânecă pe Lennon ăsta, nu verge că nu normal că la emisiune întreabă, bă, dar lăsați așa să joace. Acum când îl trage cineva de mânecă? Pentru că noi tot vorbim de sistemul ăsta, atenție, sistemul ăsta cu trei fundași nu e rău. Rău e cine îl joacă și nu știe. Pentru că Inter câștigă cu 3, Leverkusen câștigă cu 3, Sporting câștigă cu 3. Deci în campionate importante, echipă probabil de mâna a 3-a, da, teoretic Sporting. Inter. Că Benfica, Porto, parcă peste Sporting, deși în ultimul timp Sporting ieșea foarte bună, dar parcă locul 3. Leverkusen în locul, nu știu cât vrei, 2 să zicem, minim, dacă nu 3. Hai să zicem 3-4, dar 7. Am zis 2. Nu, 7 nu era probabil la începutul campionatului. Dar 3-4. De la retrogradare era acum când ei joacă 3 pe fund și câștigă campionatul. Deci sistemul e foarte bun
Păi, la cum pas. Câștigă, înțelegi? Da, e de discutat. Ok. Da, da, trebuie să ai echipă. E de discutat. Eu, sigur, eu e de discutat, dar nu are treabă să faci echipa, să faci schimbările la pauză să, cu Viorel Moldovan care sistemul? Iese. Să-i spui, eu nu-l compar pe Vio. Eu avem compar, o problemă. Eu compar un principiu. Eu nu compar oamenii. A spus avem o problemă. Eu nu compar oamenii. Eu cred că dacă Mihai Rotaru iese și anunță că sistemul pe care trebuie să-l joace echipa mea este următorul, deși echipa Gâlcă nu joacă sistemul ăsta, cred că toată lumea spune, ce face Mihai Rotaru? De ce spune, cum să-i spună lui Gâlcă ce sistem să joace? Cred că așa ar interpreta lumea. Că dacă schimbă Gâlcă sistemul acum și patru etape nu bate pe nimeni, nu știu dacă nu mai prinde a cincea etapă, fără să-i mai spună nimic Rotaru. Eu îți spun... De... Ei spun ce vor să spună, bine pentru să că nu interesează, îți plătești și au de plătit și te dau afară când vor. Ok. Bun. Se uite la cât trebuie să-ți plătească. Trecem la FCSB Faru. Un meci pe care hai să vedem cu ce echipă îl, da, că interesant, îl tratează că FCSB-ul. Vestea, eu eram foarte curios ce se va întâmpla cu Daua. Pentru că Daua, ieri, de exemplu, da, se știa că nu o să joace în meci împotriva Spartei Praga. Doamne, ce sistem! Păi și joacă acum? Și acum joacă, titular. Păi, și ai zis că joacă și cu Sparta joacă Praga. Joacă și cu Sparta Praga. Poate să joace. Păi și de ce nu se odihnește? Că e singurul care nu se odihnește. Nu, asta e obligatoriu. E o întrebare. Cum? Nu e obligatoriu. De ce să-ți convingi că joacă cu Sparta Praga? Nu e obligatoriu, da? E obligatoriu să se accidenteze acum, ca să nu-l ai la meci. Dar știi cum ce să-l bagi dacă nu e băgat niciun. Și-a dat două goluri și tu-l bagi pe el. Numai el e titular. Și Târnovan. Păi lasă-l că e portar, vorbesc de jucător. Nu o să fie niciunul titular dintre ăștia. De ce e doar el titular? Dar de ce să nu fie și alții? Păi nu e nimeni titular, tocmai asta îți explic. Pentru că să nu se accidenteze, să nu se asta... Așa fac și echipele mari. Joacă cu alte echipe. Dar noi nu ne uităm la echipele mari, ne uităm la echipele mici. Uitându-ne la echipele mici, am văzut că toți multe amână, echipe, uite că s-au uitat, Bulgaria amână, Armenia amână, Bosnia amână, ăștia slabi. Pentru că nu au ăștia slabi, pentru că nu au echipă să joace din 3 în 3 zile. Haru ți-e rezervă, că mă uitam dacă nu o fi Haru să rezervă. Știi că poate dacă n-ar fi, m-aș fi gândit că poate o fi accidentat Haru. Și atunci era normal. Băi, Daua, trebuie să joci că n-avem cine să joace. Da, ok, e normal. Dar Haru este... Nu i-au spus și lui Becali că joacă marți. A, nu i-a spus încă? Probabil că n-a știut. La pauză? Pe altfel cum? Da. Nu, altfel nu este nicio explicație. Cine să joace? Nu este nicio explicație logică pentru prezența lui Daua. Ce, zici că marți nu o să joace niciunul dintre ăștia? Cine? Hai să ne uităm. Cine o să joace? Poate Ștefănescu. Și la Chiricheș am discutat noi. Vezi că Chiricheș cu accidentările lui are șanse mari în orice meci să se accidenteze. Da. Doar că acum Daua, dacă joacă în meciul de marți, nu mai e problemă cu Chiricheș. Adică și dacă se accidentează, poate Ștefănescu să joace împotriva Spartei Praga. Poate. Poate Ștefănescu... Și cam atât. Da. Stai, voi vorbiți de jucat din primul minut. Dar din primul minut, titular. Din primul minut, așa. Deci aici nu mai contează. Dar apare Jumași. Mi-e altceva, mi se pare. Cum joacă Panțărul, nu joacă Kiki? Eu n-am să înțeleg nicio secundă de chestia asta. Știi ce Panțărul, cred? Scos de pe listă. Nu. Păi nu e scos. Păi o să fie scos. Păi și asta. Pentru că a venit Tănase. Probabil că de asta. Și ce, să-i mulțumești acum? Ceva de genul ăsta. Adică e ultimul lui meci, probabil că e ultimul meci, că după ce încă nu l-au trecut pe Tănase pe listă, urmează să-l treacă pe Tănase. Și zici, bă, pentru că te scoatem, te băgăm în titular. Nu știu. Deci eu, în locul lui Kiki, mi-aș pune serioase întrebări despre mine. Bun, nu joc în fața lui Radunovici. Ok, nu joc. Bă, da, nici acum nu joc? Păi nu, acum îl punem pe Panțărul că îl scoatem de pe asta. Tu jucai de obicei, dar îl punem pe Panțărul că îl scoatem de pe listă. Și o să joci data viitoare. O să joci repriza două. Elia Saralambuț. Să vedem ce spunea înaintea partidei antrenorul FCSB-ului. Hello, how important is this game for you tonight with FCSB, with Faru, sorry. How do you expect to be in this match? Yeah, good evening. As you know, all the games in the league are very hard, and we have to give our best in order to manage to take our 3 points. That is the target for today. And I feel and I hope that my players are ready to win this game, because we need to start winning games in the league. Some changes in the starting 11, but we see Daua there. How did you thought this? Yeah, we made many changes today because we have to make a rotation. It's normal. We have like every 3 days games now, and some players who played the last game will start, and we see during the game how we will manage all the situation. But the most important is today to win the game. Daua,
It's okay for him. He's going to play in the next match with Sparta. It's good news. Yeah, we're informed today that he will be available for the next game as well in Europe. But the most important is to be well today, to do well today, and then we see the next game. You need to win. You said you need to win tonight. How is the tactic? Tactic. We have a way of play. We know also the opponent. We played with them, and especially with Mr. Haji. He has his way of play. We know both teams. We know very well each other. And I will say for one more time that this kind of games, because derby games, are decided by on details, and the team who be focused and 100% will win the game from my point of view. Did you expect it to be an attendance today, a bigger attendance today? I hope we have as many people as possible. The people, our fans show that they support the players every time that we play, especially home and away games. And I hope we have as many fans today as possible to help the boys. Thank you so much. Thank you too. See you later. See you later. Bun, am tot primit mesaje, dom'le, lasă-i pe oameni să termine, după care faci un rezumat și asta facă. Sunt destui oameni care zic, știm engleză, înțelegem ce spun și nu trebuie chiar motamo. Deci, rezumat, zice, toate meciurile sunt grele, ținta noastră sunt cele 3 puncte, jucătorii sunt pregătiți, trebuie să câștigăm, am schimbat mult, a fost întrebat de Daua, am schimbat mult, facem turnover, e normal, vedem cum vom mai schimba pe parcurs. Totodată spune că astăzi au aflat că va putea evolua împotriva Spartei Praga. Cel mai important e meciul de astăzi, vedem după, avem un fel de a juca, știm și adversarul, știm cum joacă domnul Hagi, iar derbiile sunt decise de detalii, vă așteptați la mai multă lume, e întrebat, și Elias nu cred că a înțeles Haralambus, sper să fie multă lume în tribune. Crezi că e posibil, apropo de Daua, ca ei neștiind că el va fi că va putea să joace cu Sparta Praga, că și-au făcut calculele, poate antrenamentul tactic, ultimul antrenament tactic în cuplul ăsta Chiricheș-Daua, să-i dea lui Chiricheș minute ca el să aibă meci în picioare înaintea partidei cu Praga, că așa credeau, și să-l bage și pe Daua că oricum nu mai juca, da. Și când s-au trezit în ziua meciului că totuși poate juca Daua, să nu mai fi vrut să schimbe lucrurile. Să fi zis, domnule, nu mai îl băgăm pe Haruț, pentru că antrenamentul, nu știu, cred tactic că ce-au trebuie făcut. Trebuie schimbat, așa cred. Dar okay. O să fie apt la meciul care contează. Ce schimbăm pe toți din 3 în 3 zile. 3 echipe ar trebui să facem, nu 2. Să avem 33 de jucători și îi bagi din când în când. Că dacă joci cu Slobozia, nu-i bagi pe aia, îi bagi pe aia. Să ai ca Chelsea, 45. 45. E cel mai bine, asta, așa se joacă fotbalul. Să ținem așa că o să progresăm ca niște rachete. Așa se joacă fotbalul, să joci rar. Da, să joci rar. Nu să joci des, rar, la o săptămână, 10 zile, eventual. Eventual să câștigi măcar 50.000 de euro pe lună, măcar. Dar să nu zic mult și să joci o dată la 10 zile. Cam și, asta este. Și când pierzi, vreo 2 meciuri la rând, să zice, cer 2 zile libere. 2-3 zile libere ca să-ți revii, că te-a doborât oboseala. Ok. Bun, hai să ne uităm la 11-le Farului. Farul care a trecut din 4 meciuri cu FCSB, scoate un singur punct, un 1-1 chiar pe Arena Națională, nu pe Ghencea. Buzbuchi... E aceeași echipă de data trecută care a bătut-o pe... Iași cu 2-0, nu mai știu cum a bătut, tot au bătut-o cu 2-0. Echipa câștigătoare nu se schimbă. Nu se schimbă. Sunt 5 de la care au trecut pe la FCSB în primul 11. 5 băieți. Da? Pălașa, 5. Ganea, Pălașa, Vână, Nedelcu, Ganea și Iam. Puh, sunt ceva. Jumate. Gică Hagi. Bună seara, domnule Hagi. Cum anticipați că va fi acest duel cu FCSB în această seară? Meci în prima ligă, cu un adversar foarte bun, campioana României. Ne așteptăm la un meci greu, foarte greu. Sperăm să facem un meci bun și să producem rezultat. Chiar și în condițiile în care FCSB folosește astăzi jucători care nu joacă în acest start de campionat atât de mult, îi prindeți bine în momentul acesta pentru că ei sunt mai mult cu gândul la Europa? Păi v-ați uitat la formație? M-am uitat, da. Eu cred că oricine din divizia vrea să aibă formația asta. Așa că sunt jucători foarte valoroși, jucători buni, o echipă care are un lot. Orice echipă are un lot de jucători. Așa e normal, că așa am făcut și noi în trecut.
toate echipele care sunt își schimbă câțiva jucători, pentru că na, joci din 3 în 3 zile și ceilalți jucători care sunt și ei alții trebuie să joace, probabil. E un alt suflu la echipă după victoria din etapa trecută? E un alt entuziasm acum? Nu, s-a mai dus un pic din presiune? Campionatul, fiecare meci are presiunea care trebuie să o simțim fiecare, care îți dă adrenalină și fiecare meci e important. Vorbeați de evaluarea adversarilor dumneavoastră. Ce ar trebui să facă jucătorii dumneavoastră astăzi pentru victorie? Să fim noi, să fim echipa noastră, să încercăm să ne impunem, să impunem ritmul și intensitatea jocului. Că dacă te lași dus de adversar, e clar că atunci o să te aperi foarte mult și o să trească doar să te aperi și aici adversarul crede că e foarte bun și trebuie să și atacăm, nu doar să ne apărăm. Trebuie să facem ambele faze foarte bine. Mulțumesc! Da, l-am auzit și pe Regică Hagi. Da. Pornește farul favorită? Nu cred. Hagi zice, pornește cu cineva farul favorit în acest moment? Eu nu cred. Uitați-vă la echipă. Da. Cam greu. Nu cred că pornește cu la cineva. La primul 11 cam greu. Poate dacă vine Alibek, poate dacă vin, mai vine Pitu, eu știu, să se ridice s-ar cumva. Să arate altfel. Dar deocamdată nu pornește favorită cu nimeni. Ok, ne oprim aici. Evident, ne întoarcem la sfârșitul meciului. Mulțumesc mult, Cosmin Băleanu, Basarab Panduru, Bogdan Cosmescu. Urmează FCSB Farul.